s-a oprit mașina, am mers, a lăsat să răcească motorul și după aceea ai pornit-o și a mers din nou și iar s-a oprit din nou. O problemă des întâlnită, care se rezolvă prin, în primul rând, avem în zona aceasta, deci găsim problema la un Opel Z16XS. Se poate rezolva odată, prim. În spate capacul acesta de aici. Apăsăm pe margine, adică aici și aici. Din zona aceasta și zona aceasta. Da? Spate în capacul, apăsăm cu amândouă mâine, spate capacul în sus. Primul releu acesta MOV și următorul MOV, care mai are și o siguranță, sunt pentru pompa de benzină. Odată când puneți contactul, primul, de acolo cu siguranță, și odată când dați la automat să cupleze curentul spre pompă. Deci, puteți să aveți următoarea rezolvare. Una, releul acesta să se fi dus, să fie defect, îl schimbați, rezolvați problema. Și în alt caz, în care aveți problemă cu o tensiune scăzută, dacă puneți testerul pe mașină și o să vă dea o tensiune scăzută la pompa de benzină sau releul pompei de benzină, puteți să aveți probleme cu minusul, care este comandat de calculatorul mașinii, care, după cum știți, este pus direct pe motor și absorbe foarte multă căldură. Și, desigur, că se mai defectează. Și calculatorul, având un contact imperfect înăuntru, la minusul care îl trimite spre releu, releul este bun, în cazul meu. Deci nu mai trimite minusul la o intensitate normală. Face contact imperfect undeva în interior, în interiorul calculatorului și practic trebuie să duceți la reparat. O rezolvare rapidă ar fi să luați minusul de undeva după caroserie, da, cum am luat eu, și să-l legați de minusul care normal venea de la calculator. Minusul care venea de la calculator este pe partea aceasta, da? Chestia asta se prinde aici înăuntru, o să vă arăt și cum să o scoateți. Deci, minusul vine la firul, să țineți minte, firul este un fir maro, acesta maro cu verde. Și după aceea este băgat pe un fir roșu. Dar firul care are treabă cu minusul de la calculator este cel care este maro cu verde. Deci acesta de aici este maro și are și puțin verde pe el. Și doar trebuie să urmăriți unde vine pe releu. După cum vedeți, este partea care se prinde de plasticul acesta, de carcasa aceasta. Practic, eu o să iau să-i fac o secțiune cu un cutter aici. O să scot puțin fir afară. După aceea o să mănec minusul de la caroserie de el. Momentan am pus pe direct pentru a verifica problema mea. Deci, pentru a rezolva problema unui calculator la releul pompei, trebuie să luați un minus după caroserie și să legați la minusul, adică la firul maro cu verde, de la releul pompei de benzină, care acționează pompa de benzină atunci când dați la automat. Asta într-un caz mai rău, într-un caz mai fericit, schimbați doar releul acesta.
când puneți testerul și nu o să vă dea tensiune scăzută la releul pompei. Acum o să vă arăt cum să-l demontați releul. Ca să-l introducem la loc, este aici un lăcaș în zona aceasta și intră corpul releului acolo. Deci îl băgăm, da? E fix acum și ca să scoatem avem nevoie de o șurubelniță. Apăsăm pe piciorușul lui aici, dăm în stânga ca să fie apăsat și doar ridicăm cu cealaltă mână releul și l-am scos. După cum vedeți, am făcut legătura la minusul necesar pornirii pompei. Am făcut o gaură în zona aceasta, aici, dacă se vede, partea aceasta poate se vede. Aceasta este gaura. Unde se băgă în firul. Eu am ales un fir de cupru. Acolo este. Am terminat. Am introdus firul. Am băgat pe spate la carcasa releelor. La și am ajuns la minusul mașinii. Funcționează foarte bine. Numai că o să pornească pompa, imediat ce o să puneți contactul. Când o să luați contactul, nu o să mai funcționeze. Acesta este singurul lucru care se întâmplă. În plus, față de normal. Cel mai bine, desigur, este să schimbați calculatorul sau să-l reparați. Cel mai bine. Aceasta este o metodă rapidă de a folosi mașina până la repararea calculatorului sau schimbarea acestea. La un motor de Opel Z16X. Problemă des întâlnită. Una, releele. Dacă nu sunt releele, mai grav e calculatorul care este pe motor amplasat prost. Absorbe multă căldură de la motor.